Am primit un telefon de la tatăl Alinei, tatăl acestei fete, o fată de 28 de ani care a fost întemnițată și condamnată la 13 ani și jumătate de regimul comunist din China. Alina a fost traducătoare la o firmă. Din ce am înțeles de la tatăl ei, ea nu era implicată în deciziile care se luau de către investitorii acestei firme, în o acuzație de fraudă financiară, complicitate la fraudă financiară. A fost arestată fiind singura persoană în acel moment care se afla în China. Regimul de detenție la femei din provincia respectivă este mult mai dur. Această biată ființă leșină în fiecare lună, sunt momente în care leșină de foame. Nu este îndeajuns de mult, nu este mâncare îndeajuns. Tata este în pericol de moarte, pentru că a slăbit foarte mult, este la capătul puterilor.